A doua zi, adică în seara aceea, și iată, doamnelor și domnilor, a venit și momentul în care vedem că toate lucrurile s-au așezat la locul lor. Alături de noi se află subiectul principal al acestei gale și anume Leon. Pentru că oamenii s-au luptat pentru ca Leon să aibă parte de un tratament bun mai departe și vestea este, pe care am citit-o azi și de asta am dorit să intrăm cu Kamara, că s-au oferit deja 50.000 de euro pentru tratamentul lui Leon și iată ne anunță Kamara, care face ultimele mișcări de regie acolo pentru ca să fie lumină. Pentru următorii 5 ani are bani pentru tratamentul uzual al lui Leon. Prin urmare, dragi băieți, când sunteți pregătiți, noi vrem să vă auzim. Salut, Kamara! Iată, avem și imaginile luptei lui Kamara, care a și povestit că nu a fost rănit și băiatul acela a fost până la urmă învins. Cum a fost, Kamara? Felicitări și îl pupăm și pe Leon. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Da, a fost un meci foarte frumos, probabil între cele mai frumoase meciuri din gală. Un meci alături de Iulian Pâtea, care a luptat sportiv, la fel ca și mine. Ce m-a bucurat foarte tare, dincolo de partea sportivă, este că s-a reușit această surpriză fantastică. Practic am împlinit vreo 5 obiective cu această luptă. Odată că am ieșit întreg din toată povestea asta și am putut să mă torc acasă, n-am nimic, uitați-vă la mine, n-am nimic. Nu m-a atins niciun pumn, deci niciun pumn nu m-a atins. M-am gândit că pui lumina pe stânga să nu se vadă că ești vânăt pe dreapta, dar nu e așa. Nu, sunt bine peste tot. E bine, așa. N-am nicio problemă, n-am avut să pun lumina altfel că sunt la birou aici. Așa, doi la mână, am reușit să câștig și să Leon să vadă că tăticul lui e un învingător. Să-i dau un exemplu frumos, un exemplu puternic, de om puternic, și asta să-l motiveze și pe el. Apoi mă bucur de asemenea că am reușit să-i fac mândri pe toți cei care m-au ajutat să mă dezvolt așa repede, numai 2 luni, și în primă instanță pe prietenul meu drag, pe care pot să-i spun frate, că practic soția lui era în operație și chiar după operație el a venit la sală cu mine să aibă grijă de mine. E vorba de Marius Țîță, TNT, a reușit să mă pună pe picioare în 2 luni și să duc un meci la un nivel foarte bun, la un nivel la care mulți mi-au spus că arătam a profesionist. Ceea ce m-a bucurat enorm de mult, îi mulțumesc din suflet lui Marius Țîță. Apoi, subiectul aici cu numărul 4 e că toți cei care m-au susținut și au venit la meci s-au bucurat. Le mulțumesc băieților de la Naționala Artiștilor, Florin Moise, Rariș Vagniote, Cornel Păstat, Tavic Londa, Christy Bud, care au venit acolo la fața locului, Dragoș Muscalu, și m-au susținut, mi-au făcut galerie, și Gabriela Nastas, artista, care și ea a venit, deși venea după o operație, să mă susțină. Stafful meu cu Andreas Mihai, cu Marian Iurkevic și Marius Țîță, în frunte cu Marius Țîță, care m-au susținut de pe margine, și Țîță mi-a dat toate directivele și mi-a explicat cum să duc meciul ca un profesionist. Și să nu uit de principalul meu motor, Leon, că el a reușit să mă pună, să am forța necesară să lupt împotriva lui Iulian Pâtea, care e cu 21 de ani mai tânăr decât mine. Și i-am spus lui Iulian că eu nu o să mă ascund în spatele vârstei, să spun că el e mai mic decât mine și în caz de vreo înfrângere. Dar cum eu n-am luat în calcul niciodată înfrângerea, am luat calcul numai victoria, iată că am și câștigat. Mulțumesc mult Las Vegas România pentru premiul oferit, 50.000 de euro. Pentru donația făcută pentru copilașul tău. Ăsta e un lucru absolut minunat. Vreau să te întreb... 50.000, închipuiesc ce înseamnă asta, este enorm. Adică nu mă așteptam la finalul meciului ca o surpriză de genul ăsta să vină peste noi. Așa, să știu măcar că operațiile lui Leon în următorii 5 ani, cel puțin astea de se fac la alungirea de mușchi, sunt asigurate. Asta e un lucru minunat. Vreau să-l aud și pe Leon, pentru că Leon vrea să vorbească. Zi, Leon, ce vrei să spui, tata? Spune, ce vrei să spui lui Cristi Brancu? Vrei să spui la microfon? Păi hai, zi. L-ai văzut pe tati luptând? Ia, a zis că te iubește. Și noi te iubim, Leo. Tati a făcut un lucru absolut minunat. Da. Și cum a fost lupta? Cum a fost lupta? În ce gală s-a luptat tata? În gala de MMA. Bravo, mă, uite! Cum se numește gala? Eric Ser! Bravo, 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 bravo! Ce a făcut tata acolo? Ce a făcut tata? Eu sunt aprins. Da? I-a prins, dar nu se aude în boxe. Zi, ce a făcut tata acolo? S-a luptat pentru Leon. Și ce a făcut? Am câștigat sau cum a fost? Da. Bravo! Doamnelor și domnilor, este un moment absolut minunat. Uite, Leon, așa, un pupic cu toată dragostea lui tata. Asta e treaba, doamnelor și domnilor. Acesta cred că este cel mai frumos moment din viața. Adică așa arată viața pentru Kamara atunci când Leon este lângă el. Aceste momente de tandrețe sunt cele care îl fac pe Kamara să fie mulțumit, deși lupta, înțelegeți cât de grea poate să fie, e foarte bine că... Câte cântări trebuia să aibă Kamara ca să facă bănuții ăștia. Și e adevărat, e adevărat. Asta și sigur că da, uite și... că atâția oameni au venit alături de el și lucrul ăsta, cred că ăsta e lucrul cel mai important, că Leon poate merge mai departe. Vreau să te întreb lucrul următor, ce urmează pentru Leon, apropo de, eu știu, tratamente sau intervenții? El a avut chiar cu 2 zile înainte de meci o evaluare din partea kinetoterapeutului șef din Barcelona, Fred, de la Essentis, și a zis că Leon este într-o stare foarte bună la capitolul dezvoltare, că se mișcă foarte bine partea lui de musculatură și că a răspuns bine la operația de anul trecut. Și acum așteptăm să vină și medicul chirurg care l-a operat mâine să-l evalueze și să ne spună când ar fi următoarea operație. Pe lângă acestea am primit un contact foarte bun de la Bologna, unde să mergem să facem acolo un tratament genetic pentru Leon, să vedem dacă și pe partea hormonală se poate dezvolta cu ceva în plus față de ce este acum. Adică ar mai interveni un alt tratament nou pentru el la Bologna. Vedem și asta și continuăm, bineînțeles, și cea cu alungirea de mușchi, cu miotenofasciotomie, să vedem cum stăm cu toată evoluția lui Leon. Ușor, ușor, tati, că mă doare un pic. Un pic mă doare mâna, da? E, na, acum n-a fost simplu. Am dat cu pupul, îți dai seama. Da. Leon, te pupăm, aveți grijă de voi. Felicitări, Kamara. Ești cu adevărat un, cum să spun, un erou al vieții copilului tău, dar și faptul că te bați și reușești să răzbești cu ajutorul lui Dumnezeu ca Leon să fie într-o zi un băiat mare, normal și să vă puteți bucura unul de altul așa cum se cuvine. Așa e, îți mulțumesc mult. Îți dai seama, Cristi, că n-am luptat în viața mea în ring. Eu nu mai dădusem un pumn de la vârsta de 18 ani, adică mai precis de 28 de ani nu mai dădusem un pumn. Așa că, bineînțeles, ce se întâmplă în ring se numește sport, dar n-a fost ușor să dau în cineva, fie că e sport, că sunt părinte și mi-e milă să lovesc un om, că e copilul cuiva și întotdeauna m-am gândit așa. Așa, deși a fost un meci pe bune, de la bărbat la bărbat, și am reușit să câștig, nu cred că am dat 100% din ce pot, sincer. Aoleu, s-ar putea... Dacă o ia pe drumul ăsta, dacă cumva mai vine vreo provocare, după cum vedeți, Kamara e pregătit. Mulțumim foarte mult, dragi bărbați, îl pupăm pe Leon, te salutăm, Kamara, felicitări, mulțumim, toate cele bune. Un proiect îndeplinit pentru Kamara, îl vedem acum alături de noi pe un alt erou al sportului, care este